Bine ați venit la etalarea săptămânală pentru ascendent soare lună în balanță. Pentru cei care o iau doar ca vibrație, nu contează data când o facem această etalare. Cei care doresc să estimeze, aveți în comentariu pentru ce săptămână este. Dar cu cât este postarea mai recentă, cu atât vă dați seama, dar posibil ca orice tip de postare pe care, din greșeală să-i zicem, ați picat, vă spune ceva. Are un mesaj. Fie că este la mine, fie că este oriunde. Deci haideți să vedem ce avem pentru balanțe. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua etalare este a persoanei la care vă gândiți sau poate cineva nou din viața voastră. Pentru balanță. Trei de spade. Regina de săbii. Pajul de săbii. Wow, foarte multe săbii la voi și 8 de monede. Iar aici avem pajul de monede. Cred că unii dintre voi aveți probleme cu frații mai mici. Pentru că avem pajul de monede și avem și 4 de monede, baza, familia. Iar aici sunteți dezamăgiți de ceva care ține la nivel de instituție și nu la nivel personal. De ce? Pentru că aveți regina de spade. Voi, ca energie a reginei de spade, sunteți un om de afaceri, un avocat, judecător, ceva ce are legătură cu statul. Iar aici, pajul de spade, ar fi bine să lăsați toate informațiile pentru a face acel echilibru de informații. Este bine să lăsați să vină toate informațiile către voi. Dar cu siguranță, pentru unii dintre voi, poate că nu știți că sunteți urmăriți. Pentru că pajul ăsta îmi spune aici. 8 de monede, încercați un nou job sau ceva la care doriți să faceți mai mult pentru a aduce o situație financiară mai bună. De ce sunteți dezamăgiți? Eremitul. Sunteți dezamăgiți, eremitul are de-a face în primul rând cu ceea ce căutați, analizați, este energia fecioarei, organizare analitică, singurătate sau poate chiar sunteți dezamăgiți din partea unei fecioare. Și este bine să... Aici vă dă un surplus să înțelegeți că cuvintele, fie diplomatice, au un mare sens. Deci fiți atenți la ceea ce spuneți. Poate cineva vă rănește sau este inversul, un viceversa. Doi de cupe. Poate că sunteți dezamăgiți că nu ați întâlnit persoana la care visați, dar aici aveți regina de săbi și doi de cupe și există o soluție. Sau mai bine zis, dacă în acest scenariu a avut de-a face o despărțire de o anumită persoană, după acest scenariu va veni o relație bună. După fiecare furtună apare soarele și iese un curcubeu frumos. Pajul, 9 de spade, vă stresează ceva, este psihologic, poate gândurile voastre, poate că aveți foarte mult de lucru unii dintre voi, poate că într-adevăr gândurile pe care le aveți nu duc nicăieri, dar vă spun corect, mergeți după informație. Și cu siguranță aveți de-a face cu niște persoane mai tinere. De obicei sunt frații, dar veți vedea singuri. Persoanele tinere care sunt apropiate vouă ca cei mai buni prieteni, dar mai mici decât voi. 8 de monede și asul de spade.
Aveți o specialitate pe care o puteți folosi, dar nu comunicați. E un fel de a vi se spune aveți prioritate de a face acest lucru, dar nu mergeți mai departe. Ceva care nu vă satisface sau nu doriți. Cealaltă persoană. 6 de spade. Cealaltă persoană se vindecă, posibil să fi fost cineva în viața voastră care se află la o mare depărtare de voi sau poate va călători. 2 de monede. Încearcă să treacă prin diferite situații. 5 de bâte. Posibil să fi fost o ceartă între voi, dar încă o dată vă spun, pajul acesta cere informații. Poate că este un viceversa, poate persoana respectivă are nevoie de mai multe informații sau poate chiar voi. 7 de spade. Ați fost mințiți. Pajul de monede, 10 de monede. De ce am senzația că e posibil să faceți niște contracte sau genul de contracte pentru o sumă mai mare, dar de fapt ceva nu este în regulă aici. Cineva a încercat să sustragă din beneficiile respective. În schimb, doiul acesta de cupe, cavalerul acesta de monede, vine ceva puțin mai greu, dar să știți că este foarte stabil, iar judecata, vedeți încă o dată, pajul acesta de spade, judecata și cavalerul. Deschideți ochii ca să aveți mai multe informații, pentru că asta vă spune aici. Foarte interesantă etalarea voastră. Vreau să văd ce am aici, doi de cupe. Clarificarea pentru doi de cupe și regina. Cavalerul de săbi. Cred că voi sunteți cei care ați dat aceste mesaje de a rupe ceva, de a dezbina poate o relație. Sau mai bine zis, poate vă dați seama că sunteți înșelați. Haideți să vedem ce avem. Dar cu siguranță văd că ceva se schimbă aici pentru voi. Și dacă este vorba despre o afacere cu un câștig rapid, gândiți-vă bine ce faceți, pentru că treiul ăsta de spade îmi spune că nu este o reușită. Sau poate că cineva vă propune o afacere nouă cu acest paș de monede și vă promite mare acusare, dar de fapt nu rămâne absolut nimic. Ce avem pentru voi? Ce vrea să ne spună Universul pentru voi? Sau cine este persoana respectivă care ar trebui să fie în viața voastră? Acel suflet pereche care vă caută sau vă căutați reciproc? Am senzația că vă căutați reciproc. Vedeți, aici am o veste. Persoana respectivă vă va da o veste. Saturn, lumea, deci este un nou ciclu de viață, ceva se încheie și se deschide ceva nou, poate fi într-adevăr un leu, dar ceea ce îmi spun aici este că într-adevăr aveți de-a face cu cineva care vine din exterior. Diavolul, pasiune, 5 de bâte, gelozie. Sau poate un interes mai mare pentru voi, dar de fapt numai în vorbe, nu și în acțiune. Cinci de bute mi-aduce aminte de grădiniță. Și ceea ce este, cred că, actualizat și în viața noastră a adulților atunci când... Ba, tu ai făcut aia, ba, tu ai făcut aia. Și în momentul în care stai să reasculți convorbirea, dacă am putea să înregistrăm tot ceea ce spuneam, abia atunci ne dăm seama că de fapt ne comportăm ca la grădiniță. Persoana respectivă, îndrăgostiții, o veste de la o persoană care, posibil să fie un geamăn, care are sentimente față de voi, hierofantul,
Posibil ca persoana respectivă să fie într-o relație pentru că am de-a face cu hierofantul sau poate într-adevăr se gândește că această relație duce la o relație pe lungă durată. Încearcă să-și apere drepturile, dar și inima, chakra inimii, dar cu siguranță are o pasiune enormă pentru voi. Vă iubește. Are regele de cupe și diavolul, asta înseamnă că are foarte multă emoție. Foarte, foarte multă emoție. Dar fiți atenți să nu devină obsesie. Voi, 7 de cupe, aveți senzația că nu este ceva real pentru voi, că există mult mai multe posibilități. Voi, vă amăgiți singur, dar de fapt aveți și regina și regele. Karmic, de fapt, voi ar trebui să fiți împreună pentru că aveți lumea, Saturn. E un fel de a te ascunde după dege, dar de fapt nu ai ce ascunde. Voi încercați să vedeți din alt punct de vedere relația respectivă. 5 de bâte. Doamne, e un război total între voi doi. Dar de fapt vă liniștiți atunci când vă întâlniți. Haideți să vedem ce este cu acești 5 de bâte. 3 de bute, asta se întâmplă atunci când sunteți în exterior. 5 de bute, diavolul și regele de cupe. 5 de cupe. Doriți ca persoana respectivă să fie lângă voi. Posibil să aveți de-a face cu o situație la o mare depărtare. Ce vrea să-mi spun acești 2 de bâte? Care este motivația? Pajul de monede. Cineva și-a luat un job, poate undeva mai departe, sau își schimbă jobul și din cauza acelui job încep certurile. Dar, de fapt, unul din voi va avea recunoaștere și bunăstare financiară. Împăratul asta îmi spune. Și iarăși, din nou, este în exterior. Vedeți? Ia uitați-vă cât de frumos vin. Iarăși energia leului. Pentru unii dintre voi, acest 6 de bâte poate fi chiar și internet, online. Ceva care vă schimbă viața. A oferit ceva frumos. Împărăteasa are de-a face cu tot ce este creativ, frumos, muzică, tot ce vreți. Gândiți-vă la ceva frumos, creativ, pentru că asta este împărăteasa. Venus. Tot ceea ce atrage frumosul și veți investi în acel ceva, posibil să aveți o situație financiară mult mai bună. Da, posibil acest 5 de bâte să fie de fapt, haideți să-i zicem, foarte multă concurență, dar asta nu înseamnă că nu poți să lupți. Haideți să vedem atunci ce avem de la oracolul dragostei pentru voi. Sau poate că mai este cineva care luptă pentru voi. Poate fi și un viceversa. De ce? Pentru că aveți și împărăteasa și împăratul. Și asta înseamnă că sunteți perechea potrivită. Și dacă cineva are o anumită obsesie către voi, este normal că va lupta pentru voi. Și cine va câștiga? Asta e. Se merită așteptarea.
Deci cu siguranță veți fi față în față. Wow! Vă căutați, deci nu numai aveți căsătorie, vă chemați sufletul pereche și există o chimie specială între voi. Deci se merită așteptarea. Deci e mai bine să transformați acele 5 debute în ceva frumos, ce ține de casa a 12, adică relația la pat. Deci, cu siguranță, sunteți meniți să fiți împreună. Numai bine, la revedere și ne auzim!